Salutare, salutare, dragi prieteni! Suntem live. Mă mai uit un pic și pe telefon aici să văd că ne-am conectat și că suntem live. Perfect! Am intrat și pe pagina Conacului. Stăm un minut, două, până ne strângem mai mulți și începe emisiunea de astăzi. Sunt foarte fericit că ne vedem iarăși și că mergem ușor, ușor spre lucruri mai bune din 15 mai, de când se ridică starea de urgență. După cum vă spuneam și înainte, noi o să ne deschidem din data de 15, cel puțin hotelul, dar emisiunile live le păstrăm. Suntem deja 10, mai așteptăm 20 de secunde și începem. Sper că sunteți pregătiți de emisiune și de tot ceea ce facem noi aici. Bun, dacă aveți întrebări, nu uitați să le puneți și să zicem. Dragi prieteni, bine ați venit la încă o emisiune din campania Stay Home, Stay Safe, Stay Positive, în care ne dorim să aducem puțin mai mult pozitivism în viața voastră și mai mult decât atâta să stăm în contact cu voi, familia Archia, pentru că ne este tare dor de voi și abia așteptăm să vă revedem. Emisiunea de astăzi se numește Jurnal de Călător, care, vă repet, face parte din campania Stay Home, Stay Safe, Stay Positive, pe care am inițiat-o acum aproape două luni de zile, când am închis Conacul și cu instituirea stării de urgență, în care în emisiunea de Jurnal de Călător aducem oameni faini, boieri contemporani care ne-au vizitat și care ținem foarte mult, foarte, foarte mult la ei. Invitatul meu de astăzi este o persoană foarte specială pentru noi și o să vă spun și de ce, nici el nu știu dacă mai știe lucrul acesta, dar Cătălin Botezatu, care este astăzi cu noi, el a fost printre primii turiști pe care noi am avut la Conacul Archia. În martie 2009 am primit un telefon, de fapt prin ianuarie am primit un telefon, că avem un client foarte special care vrea să vină la noi, iar Cătălin a fost acela, iar business-ul nostru în 2009, după ce a venit el, ușor, ușor a început să crească. Nu mai vorbesc foarte mult, vreau să-l invit pe Cătălin în emisiune. Cătălin, bine ai venit! Salut și bine te-am găsit, e o plăcere să te aud și să audă membrii familiei tale și într-adevăr să-mi aduc aminte de câte momente frumoase am petrecut acolo, că am fost de mai multe ori. Am fost pionier pentru că am fost printre primii, așa cum ai spus tu. Te-am auzit că ți-am adus noroc. Eu port noroc în general, să știi, și mai ales când merg într-o locație frumoasă. Să știi că vorbim de Conacul Archia așa tot timpul și ne aducem aminte de cât de frumos era acolo, ce peisaje, de cai, nu știu dacă mai ai cai acum. Aveți. Bun, de acele camere minunate, care camera cu maci, camera cu... Mai țin minte că veneam cu toată gașca de prieteni și ne băteam pe cameră. Nu că eu vreau pe aia, de data asta o vreau pe cealaltă. Mă rog, ne băteam în ghilimele, spus și apoi de acele petreceri pe care le făceam în living și, mă rog, foarte frumos. A fost foarte frumos și este, ori de câte ori am fost acolo, pentru mine, nu știu, m-am încărcat cu energie în primul rând și am rămas cu niște amintiri plăcute, drept pentru care în curând, când totul va fi deschis, te vom vizita. Te așteptăm cu mare drag. Să știi că de fiecare dată când avem, vorbim cu cineva, te menționăm, pentru că chiar ai fost o persoană extrem și ești în continuare o persoană extrem de specială pentru noi și pentru ce a însemnat Conacul Archia și business-ul nostru în anii ce au trecut. Nu, și mai ales că pentru cine nu știe, Conacul Archia are o poziție extraordinară, pentru că de acolo, pe o rază de 60 de kilometri, 70 de kilometri, dacă nu mă înșel, poți vedea tot ce se poate vedea în acea zonă, adică de la Sarmize Getuza până la, eu știu, rezervația de Zimbri, până la Ulpia, toate astea sunt în acea zonă, celebre, biserica aceea, nu mai știu cum se numește. Islopul, biserica de însuși. Densușul, da. Deci toate sunt într-un perimetru foarte mic și ai ce să vezi. Să nu mai vorbim de faptul că ai ce să faci și în Conac. Deci puteți sta fără, nu facem acum reclamă neapărat, dar puteți sta o săptămână acolo fără probleme, că nu vă plictisiți. Cătălin, mulțumim mult de tot. Înainte să intrăm să vorbim despre turism, în primul rând, vreau să te întreb cum navighezi tu perioada asta? Cum s-a schimbat viața ta de când ești în carantină? Păi sunt în continuare pe tot felul de rețele și mai ales cu televiziunea, pentru că acolo mergem online și facem emisiunile online. Din păcate asta este până când se dau drumul emisiunilor în studio, pentru că
De exemplu, la Bravo I Steel suntem aproape 100 de persoane și e foarte greu să manageriezi, chiar dacă vom sta la distanță mare, e greu, dar am stat, stau în casă, mai ales că eu sunt o persoană cu risc, am avut probleme de sănătate și atunci am stat cu minte în banca mea. Dar am lucrat mult pe telefon, am încercat să nu concediez oameni, să nu bag foarte mulți oameni în șomaj, pentru că asta este foarte greu. Bine, cu o parte s-a întâmplat că n-am avut ce să fac, dar sper să ieșim cu bine și să mergem mai departe cu bine. Nu știu cât de bine va fi, pentru că cert va fi o criză extraordinară și care criză va dura până la anul cel puțin, dar măcar să nu ne mai lovească din nou în toamnă această pandemie, pentru că orice e posibil. Asta sperăm și noi. Cătălin, acum că să știi că ăsta a fost, m-am bucurat tare, tare mult când ai acceptat invitația mea, pentru că știu că tu ești un pionier și ți-e place să descoperi locații noi. Iar scopul interviurilor de astăzi, de cel puțin din Jurnal de Călător, sunt menite a descoperi România, a descoperi locurile faine din România. Și vreau să te întreb, înainte de pandemie, aveai planuri de a pleca undeva în vacanță? Nu, pentru că filmam și la noi filmările înseamnă 4 zile pe săptămână, câte 10 ore pe zi. Doar în weekend era așa mai liber și atunci poate fugeam până la Istanbul. Deci n-aveam timp să plec mai departe de România. Sau în weekend plecam, eu știu, la o pensiune, pe undeva, pe unde puteam, una sau la una din casele pe care le-am. Dar nu aveam planuri de vacanță sau de călătorie pe termen lung. Le aveam în vară. Să sperăm că o să putem să călătorim. Da, bine, știi cum e acum, nu mai contează nimic, contează ca totul să revină de o naiba de vacanță, să zicem, ratată. Sunt sigur că pentru mulți nu e chiar așa, pentru că poate au pierdut bani, dar eu zic că cel mai important la momentul acesta este sănătatea. Și chiar dacă pierdem bani într-o vacanță în care am investit, eu zic că mai important este să rămâi în viață. Vacanțe, dacă suntem sănătoși, mai avem timp să facem. Așa este. Cătălin, spune-mi, care sunt zonele tale preferate de călătorit în România? În România? Păi una din zone este acolo unde ești tu acum, dar la polul opus, să știi că, apropo de pionierat, eu am lăudat foarte mult zona aia, pentru că la momentul la care eu am venit acolo, se vorbea foarte puțin de acea zonă. Tu știi foarte bine, adică și foarte puțin nu știau ce se întâmplă în acea zonă, câte bogății, în ghilimele spus, și câte lucruri minunate sunt de făcut, de vizitat și câtă încărcătură, câtă istorie, câtă încărcătură emoțională, dar și energetică, dacă stăm să ne gândim la Sarmi Segetus, dacă despre ea vorbim, cea din munți. Deci energetică e acolo, deci oamenii aveau ce să facă acolo și era o zonă care putea fi exploatată de români extraordinar, ca să mai vorbim de străini, ca străinii când au descoperit-o s-au îndrăgostit. Dar pe lângă acea zonă, iubesc foarte mult zona Sibiului, prăjurimile Sibiului, mărginina Sibiului, dacă se poate spune așa. Și acolo e o pensiune dragă. Mie nu-ți face concurență că sunt departe de tine. Chiar te rog să spui cât mai multe locuri faine din România, cât mai multe pensiuni, că nu e o problemă. Da, e o pensiune dragă mie și acolo am fost de multe ori și acolo am fost un pionier, să știi, pentru că după ce am fost eu acolo, mi-am dus toți prietenii și au venit toate vedetele și așa mai departe. E vorba de pensiunea Mai, care e la 10-15 km de Sibiu, la doamna Mary, care e ca o mamă pentru mine, mă răsfăț de câte ori merg acolo, sunt răsfățat și eu și prietenii mei, vă recomand cu cea mai mare căldură, pârtia de schi la 10 km. Iar pensiunea arată bestial, cu o păstrăvărie, cu un râu care trece prin curtea pensiunii și îți permite să sprinzi singur păstrăvii. E superb. Trebuie să o descoperiți, cu piscină în aer liber, cu spa, mă rog. Anyway, dar asta e o altă zonă. Sibiul, iubesc Sibiul. Este foarte ofertant din toate punctele de vedere, cultural în primul rând, din punct de vedere al fashion-ului, pentru că acolo se desfășoară și un festival de modă.
Apoi Clujul. La Cluj, iar sunt foarte multe, eu știu, iar un oraș cultural, un oraș unde se întâmplă lucruri și întotdeauna mă leg și de săptămâna de modă, festivalul de modă, este vorba de festivalul și de la Cluj, acum avem unul și de copii la Cluj. Și bine, aș putea vorbi în continuu. Maramureșul e frumos. Moldova este extraordinară cu mănăstirile. Eu am fost peste tot în țara asta, nu știu, în Delta. Am avut avantajul, am fost ca turist, dar am fost și cu foarte multe filmări. Am făcut filmări pentru Next Top Model, pentru Supermodel, pentru Bachelor, pentru Bachelorette. Și atunci am filmat ani de zile, poate peste 10 ani, pentru aceste formate de televiziune, în toate colțurile. În Delta, cel puțin, sunt niște locuri extraordinare. E mult de vorbit, depinde ce vrei tu, în ce domeniu vrei să mă duci. Spune-mi, te rog frumos, uite, spune-ne câteva locații, cum ai spus-o pe cea de lângă Sibiu, mai spune-ne câteva locații în care românii poate să circule acum după pandemie, dacă vor să facă un concediu scurt, să meargă undeva, nu neapărat la noi, undeva în România. Păi cred că pot merge în Delta. Delta în perioada asta este foarte frumoasă și sunt acolo câteva resorturi extraordinare. Și repet, dacă la mare pot merge, dar nu pot face plajă pentru că încă nu se știe statutul plajelor, cu mâncarea la fel e delicat. În Delta cred că pot face și plajă pentru că acele resorturi au niște terase private și atunci poți să stai pe terasa ta. Mai mergi la un pescuit, mă rog, cabanele, resorturile, de exemplu, pe care le știu eu, sunt formate din căsuțe sau vile, mini-vile din asta, în care ai totul asigurat, deci poți mânca la tine pe terasă sau în vila ta și fără să te simți claustrat. Delta este o destinație pe care cred că acum vă recomand cu căldură. La mare mai puțin, pentru că la mare nu se știe încă statutul plajelor. Cât am fi noi, ne-am proteja, totuși dacă stai pe plajă, ce să faci, să te ferești de lângă tine, să-ți tragi șezlongul când trece cineva, e foarte delicat. Nu știm încă dacă în apă se transmite prin, eu știu, la nivelul apei acest virus, e delicat. Iar la restaurante nu mai vorbesc și cluburi. Iar la fază de cluburi, deschid o paranteză, ne-am nenorocit. Ne-am nenorocit pentru că cluburile și restaurantele, asta e o altă, eu știu, un alt domeniu în care eu activez, sunt la momentul ăsta cele mai afectate. Unde să te mai trimit eu? Păi ți-am zis de pensiunea mai, ți-am zis de Delta. Eu știu, în Moldova iară sunt foarte multe pensiuni foarte frumoase pe lângă mănăstiri. Ca și nume nu pot să spun ăla pentru că sunt 10 acolo. 10 în jurul Voronețului, în jurul Gura Humorului. Sunt foarte, foarte multe. Bine, acum e puțin periculos acolo pentru că a fost lângă Suceava, la Suceava este epicentru acestei pandemii, dar sper să treacă. Repet, sper să treacă. Și bineînțeles, rămâne în continuare Maramureșul, care e o zonă la fel cum a fost și la tine acum 10-15 ani, destul de ofertantă, dar la care acum s-au adăugat foarte multe de chestii noi. De exemplu, Mocănița, care funcționează până la capăt, au reparat-o, este restaurată și arată impecabil și mai ales pentru străini ceva wow. Crezi că în următoarea perioadă este important ca românii să călătorească în România? Eu cred că este important pentru că este important să călătorim în România, să consumăm produse din România, să susținem economia României și, nu în ultimul rând, este important
pentru sănătatea noastră, pentru că stând, știi, aici, pe aproape, ne protejăm mai mult. Ne protejăm de avioane care încă nu suntem foarte siguri că sunt un mijloc cu cel mai bun de transport. Știi cum e, într-un avion se urcă oameni, indiferent cât l-ai dezinfecta, microbii rămân prin acele căi de aerisire. Nu se știe niciodată ce se întâmplă. În aeroport, la fel, vă recomand România, măcar anul acesta. Dar acum știi cum e, dacă totul trece, dacă vom ține cont de reguli, pentru că aici e vorba și de responsabilitate, putem călători și afară. Eu aș fi ipocrit să spun că eu mi-am făcut viața mai mult pe afară, dar în ultima perioadă. Dar asta pentru că am terminat România. Am terminat de vizitat orice colț al acestei țări frumoase. Uite, apropo, mai e, dar nu vine acum, la Cazane, în zona aceea, sunt niște pensiuni și am fost la una și, uite, vezi, am bătut. Am fost la una extraordinară, chiar am făcut o seară de prezentare acolo, de un peisaj extraordinar pe malul Dunării, se vede celălalt mal. Dacă vrei, poți să faci excursii cu barca, să-ți iei cafea a doua zi într-o altă țară, pentru că durează doar 20 de minute. Și să nu mai vorbim de celebra sculptură în stâncă de acolo. Deci da, acolo e o destinație foarte bună. Și repet, acea zonă pe perimetru de 20-30 de kilometri posedă niște pensiuni și niște hotelașuri foarte, foarte frumoase. La Cazane, da. Cătălin, ai spus și mai devreme, tu ai călătorit enorm de mult în afara țării și în România, dar și foarte mult în afara țării. Spune-mi, te rog, care crezi că sunt aturile României când este să faci o comparație între România și ceea ce găsești afară? Măi, n-aș putea să spun că neapărat că românii sunt primitori și față de alte țări, pentru că dacă îi comparăm cu asiaticii, ăia, Doamne, îți oferă niște servicii și se comportă unor ca niște sclavi, în ghilimele spus, adică. Dar și românii sunt, știi ce e mișto la român? Că pe lângă faptul că sunt foarte primitori, au simțul umorului, al distracției, ceea ce afară, uite, la asiatici, da, au niște servicii extraordinare, sunt... stau 24 de ore, ca niște, vorbind din punct de vedere al unui butler, la dispoziție. Dar, domnule, nu se realizează chestia, știi, liantul ăla de să te distrezi, să-l simți chiar dacă mergi într-o pensiune. Uite, cum am fost la tine, la voi. Voi puteți să fiți pur și simplu proprietar și cu asta basta. Ei, acolo, vezi, s-a înfilipat o prietenie, o amiciție care a durat ani și ani de zile. Așa rar rămân prieteni cu un patron de hotel sau, mă rog, prin lume, că nu-i cunoști. Sunt hoteluri foarte mari sau, mă rog, locații foarte exclusiviste în care patronul cine știe în ce țară e și el. Deci asta e la noi foarte important, că românul este foarte primitor, este foarte săritor, este foarte, te ajută cu orice vrea. Eu și nu cred că e doar statutul unei persoane tip VIP. Nu. Românii în turism se comportă așa cu toată lumea. Exact, exact asta vreau să îți confirm și eu. Noi ne comportăm exact cum ai fost tu pentru noi, așa este fiecare persoană care vine. Da, am văzut. Eu v-am văzut pe voi atunci, pentru că nu eram numai noi. Am văzut că la fel vă comportați cu toată lumea, ceea ce este extraordinar. Și ți-am mai dat exemple și cu celelalte locații de care vorbeam mai devreme. La fel se comportă acești oameni. Uite, Mary de la pensiunea mai, că tot timpul ea îmi vine în minte. Mary tot timpul ai impresia că e prietenă cu toți turiștii ăia. Bine, chiar e prietenă cu mulți, pentru că mulți vin și de la fiecare an, de cel puțin două ori, dar îi cunoaște pe toți. Când o întreb, Mary, dar ăsta de unde le știe? A, dar nu știu, acum l-am cunoscut. Păi și cum? Ba, dar și imediat intru în vorbă cu ei și imediat turistul se îndrăgostește de mine. E, asta este marea calitate a românului și a celui care face alimentație publică. Lucrează în comerț. Cătălin, spune-mi, te rog frumos, povestește-mi o experiență mișto pe care ai trăit-o în România, care îți vine așa în minte. Puf,
Păi ce experiență, în afară, n-am distrus nimic, să știi, n-am reclamat de genul ăsta. Pozitivă. A, bine că da, de fapt puteam să vorbesc de alea negative, nu, glumesc. Nu știu ce experiență să-ți povestesc, că m-am luat repede, trebuia să mă pregătesc, să-mi dai întrebările dinainte să mă gândesc. Cred că experiențele sunt emoționale, de ordine emoțională atunci când descoperi acea locație, acel ceva care te atrage acolo. Pentru că de multe ori auzi de la un prieten: uite, am fost acolo și merită să mergi. Din vorbe, nu întotdeauna locația sau locul recomandat e acela. Sau te uiți pe internet, pe Booking, pe asta. Pozele sunt frumoase, dar parcă nu e la fel când ajungi acolo. Experiențele sunt de care vorbim acum și tu m-ai întrebat. Atunci când ai ajuns într-un loc și vezi că este ceea ce îți place, că te încarcă cu energie, că te relaxezi, că te detașezi și că lași în urmă nebunia Bucureștiului, care pentru mine este un haos, și dacă ai putea să-ți închidă telefonul, nu poți să-mi închid, asta e altă problemă, ar fi perfect. Atunci experiența cea mai frumoasă și cea mai plăcută pe care o trăiesc. Rar, pentru că nu-mi permit așa astfel de experiențe, ți-am spus, plec destul de rar din țară, din oraș, din București, pentru că am treabă, dar se mai întâmplă. Nu știu să spun. N-am spart nimic, n-am rupt nimic, n-am dat foc la nimeni. Nu știu. Poate iar experiențe. Pot fi experiențe bune legate de experiențele culinare, pentru că și asta e o experiență. Să mănânci tot felul de bunătăți. Eu sunt un gurmand și de la zonă la zonă descoper tot felul de mâncăruri care pot fi niște experiențe extraordinare și pe care le repet, bineînțeles. Pe urmă începe delivery dacă plec de acolo. Asta, să știi că asta era o întrebare pe care o aveam imediat după tine. Ce îți place să mănânci când călătorești în România? Care sunt unele dintre preparatele tale preferate? Să știi că nu sunt, contrar tuturor aparențelor, nu sunt deloc un ofițos. Mănânc orice, dacă trebuie să mănânc și dacă nu am mâncare sau așa, mănânc. Deci nu zic că eu nu mănânc. Bine, am avut o perioadă în care din cauza problemelor de sănătate nu am avut un regim, dar în general mănânc orice, dar îmi place să încerc mâncarea tradițională a zonei respective, pentru că de aceea merg acolo. Deci dacă sunt într-o zonă, consum tot ceea ce este tradițional și reprezintă acel loc. Orice vrei, orice îmi dai bun de mâncare, mănânc. Spune-mi, cum ești tu ca și călător? Care sunt motivele pentru care călătorești? Cunoașterea, în primul rând, și consider, apropo, că văd că vorbim doar de România, consider că, în primul rând, un om trebuie să-și cunoască țara și noi suntem niște norocoși care avem o țară foarte frumoasă, cu un relief variat, munte, mare, șes și așa mai departe. Deci asta este în primul rând. Apoi, să spunem, încărcătură energetică. Sunt foarte multe locuri în România care te încarcă din punct de vedere energetic. Unul iar revin, este în zona voastră. Altul este în Retezat. Trebuie să vrei să cauți aceste locuri, să vrei să le descoperi și să-ți dai seama că în România sunt atât de multe locuri frumoase și care te încarcă din punct de vedere energetic, emoțional și nu în ultimul rând să satisfac orice fel de gusturi, pretenții, de la cele culinare despre care tocmai am vorbit până la cele vizuale care îți încântă ochiul. Uite, câteva întrebări scurte așa. Anotimpul preferat de călătorie? Îmi place iarna, dar să nu fie să fie zăpada aia mare și înghețată, să nu se topească, să fie oribilă, așa cum e la București. Dar iubesc și vara, când merg în insule să fac diving și snorkeling. Ador asta, cât o lună acolo,
Și singur, chiar am fost și singur, pentru că sunt nebun, la anumite insule, unde am făcut diving, făceam snorkeling, apoi stăteam la plajă cu orele, citeam, uitam la filme, o luam de la capăt, mergeam la night fishing, o chestie extraordinară, dar vă recomand dacă mergeți în insule. Primăvara, da, e frumoasă, dar e așa trecătoare. De fapt, în România și în general în lume nu mai sunt cele patru anotimpuri, s-au cam transformat în două. Primăvara e scurtă, e frumoasă, așa, când înfloresc pomii și vrei să fii romantic cu cineva, nu e cazul. Deci iubesc iarna și vara, dar, repet, poți acum iarna în mijlocul lui să te duci în insulă și atunci nu mai contează. Nu prea mai contează. Ce îți place mai mult, mare sau munte? Știu că le-ai combinat un pic, dar dacă ar fi să alegi una? Nu pot să aleg, îmi plac deopotrivă ambele. Nu știu, cred că dacă ar fi să mă retrag undeva, da, m-aș retrage într-o insulă, mi-aș construi așa un hotel butic de care să mă ocup eu, să merg eu la clienți, să le fac chiar cafelele, să stau de vorbă cu ei, să le gătesc, nu știu, cred că într-o insulă. Deci, unde îți place să călătorești mai mult? În hoteluri de big resort în care sunt inclusiv sau în family run hotels, în boutique hoteluri mai mici? Depinde de locație. În boutique hotel, categoric, iar dacă e vorba de orașe mari, în hoteluri mari. În Asia, de exemplu, unde eu iubesc Asia și, ce să spun, ca idee, am fost de aproape 11 ori în Bali, în Maldive, de vreo 8 sau 9 ori, nici nu mai știu. Deci îți dai seama, aici sunt resorturi, e un alt fel de tip de cazare pentru cine știe și cine a fost. Dar depinde, contează foarte mult confortul pentru mine. Am înțeles. Dacă ar fi să recomand un lucru proprietarilor de pensiuni din România, care ar fi acela? Măi, n-am avut experiențe proaste, din păcate, din fericire, pardon. Ce să le recomand? În situația de față, săracii și așa, să cred că sunt măbiți foarte tare. Cred că l-aș recomanda să totuși să ofere puțin mai mult, nu tuturor, pentru că sunt unii care le oferă, puțin mai mult diversitate, puțin mai mult confort oferă. Nu știu, nu dai o pensiune, nu vorbim acum, cuiva sau o cameră într-o pensiune cuiva și îl lași în pace. Adică să te ocupi puțin de el, să-i spui, uite, du-te acolo, du-te acolo, cum ai făcut tu cu mine prima oară. Mi-ai spus, uite, poți să mergi acolo, acolo mi-ai făcut trasee. Asta cred că este foarte important, pentru că oamenii n-au de unde să știe că pot vedea niște lucruri extraordinare dacă tot se află la, eu știu, la sute de kilometri de domiciliul lor. Doi, sunt pensiuni care le oferă un meniu strict. Iarăși aici ar trebui să le oferă un meniu variat sau efectiv să-i lase, pentru că asta e foarte important, să participe în ghilimele și până la o limită la realizarea meniului, să fie parte, eu știu, din acel management al acelei pensiuni, că omul să se simtă venind undeva la munte, venind undeva la țară, să simtă că este acolo și că poate face și el ceva. Repet, în ghilimele, până la o limită. Îi dai doar senzația că la urma urmei nu-l faci pe la, eu știu, eu l-aș pune să, de exemplu, să meargă la cai, să facă curat la cai, să se sale cai, să, eu cred că e mișto. Ce? Poți să-l întreb, uite, eu mă duc acum la cai să fac curat, să-i țesat, eu m-aș duce. Bine, mie îmi plac aici și am avut cal, dar asta e. Anyway, pot să le propui multe celor care au pensiuni și pot face multe. Dar în România e mai greu, afară e altceva. E vorba și de bani. Hai să nu fim, adică să fim realiști. Dacă ai bani, poți face orice. Dacă nu, e mai greu.
Așa este. Spune-mi, imediat după ce trece pandemia, când o fi chestia asta, intenționezi să călătorești în România? Da, pentru că ți-am spus, weekendul, doar weekendul este liber la mine și atunci sunt limitat. Voi merge și în Istanbul, pentru că acolo de obicei merg la spital pentru controlele legate de afecțiune pe care eu le am. Și pentru că Istanbul îmi place, mi se pare una dintre cele mai faine metropole din lume și chiar uneori îmi fac așa mini weekenduri acolo. E spectaculos să-ți bei cafeaua sau să faci un 5 o'clock tea pe malul Bosforului. Uite, îți recomand, nu știu, dacă acum vorbim de România, da. Cel mai spectaculos 5 o'clock este la Siragan Palace Kempinski în Istanbul, unde stai, fumezi un trabuc, bei un ceai, te uiți la Bosfor, este foarte frumos. Bine, cum sunt foarte frumoase zeci de locații în Istanbul cu același view. Deci cea mai îndepărtată locație ar putea fi Istanbulul, ce restul în România. O să mă duc la Meri, la mai și la tine. Hai, noi te așteptăm cu drag, să știi, pornim din 15 mai. Așa că... Vezi că eu vin cu gașcă mare. Nu, nicio problemă, stai liniștit că avem loc pentru toți. Știu. Cătălin, acum așa ușor în încheiere, povestește-mi câteva lucruri despre tine. Ce planuri mai ai? Știu că tu ai foarte multe proiecte care derulezi tot timpul în același timp, dar ce mai faci pe viitor? Păi o să reiau toate planurile care s-au înghețat. O să reluăm filmările la Bravo Estil, la Canal D. O să încep încet, eu știu, activitatea legată de prezentări de modă, de târguri, pentru că aveam foarte multe târguri și în țară, dar și în străinătate. Târguri care se încheiau cu prezentări de modă. Sper să fie posibile adunări de genul ăsta și cu un număr nelimitat, adică să nu ne limiteze la spectatori. În general, ce făceam înainte, voi face și de acum încolo tot ce se mai poate face și de acum încolo, pentru că sunt sigur că multe din lucrurile pe care trebuia să le fac s-au anulat. Sunt sigur. Va fi greu. Nu? Eu mă uitam așa la un moment dat pe agenda și îmi dădeam seama că anumite chestii nu se vor mai reprograma. Nu se vor mai reprograma. Cătălin, pentru că nu mai sunt bani. Da. Cred că de asta ne e frică cu toții. Cătălin, un ultim cuvânt pentru ascultătorii noștri, să-i spun așa, pentru fanii noștri, înainte de încheiere. Ce să vă spun? Ție îți urez la cât mai multe și frumoase emisiuni, pentru că văd un... nu știu, nici nu mă așteptam la tine să faci așa ceva, pentru că eu știam altfel, în sensul bun al cuvântului. Asta e foarte bine și e bine pentru că promovezi România. Am văzut că promovezi toate locațiile din țară, ceea ce e foarte bine. Eu ce să le urez oamenilor? Să mai aibă puțină răbdare. Asta cu stai acasă deja a devenit stăvădit. Să stăm, nu neapărat acasă, să stăm atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Iar atunci, da, când vom putea face aproape orice, să ne gândim că totuși pericolul n-a trecut. Iar celor care vor să călătorească, să călătorească, așa cum spuneam mai devreme, în România, pentru că trebuie să ne ajutăm acum. Românii au nevoie unii de ceilalți și sunt sigur că călătorind în România vor descoperi locații minunate. Iar cei care nu au fost la conacul tău să vină, că cu siguranță vor pleca extrem de entuziasmați și surprinși de ceea ce vor găsi acolo, fără taseul la scurt și vor avea de povestit. Cătălin, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Doresc și eu o sănătate cât mai multă și să ne vedem cât mai rapid după ce trece nebunia asta. Să dea Dumnezeu. O zi bună să ai, pa, pa. Salut, ceau. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit încă o dată la emisiunea Jurnal de Călător. Cătălin, v-am spus, este o persoană foarte, foarte dragă nouă.
mă bucur enorm de mult că a acceptat invitația mea și sper să ajungă cât mai repede și voi după 15 mai să ajungeți cât mai mulți la noi, pentru că suntem în plin proces de pregătire și de pregătire a locației noastre ca să fiți safe și să ne reluăm munca cât mai safe și să fim cât mai fericiți cu toți împreună. Eu vă las, ne vedem mâine, vedeți mâine de la ora 17, avem yoga cu Andreea Madlen, tot pe pagina Conacului și în continuare mergem. În schimb, vineri de la ora 17, tot aici pe canalul nostru, îl avem pe Alexandru Ciucu, vom vorbi despre costume. Dragi prieteni, vă mulțumesc, să aveți o după-amiază minunată și să ne vedem cu bine!